Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această ediție vom vedea care este rolul unui avocat în prevenirea faptelor de evaziune fiscală și, în același timp, care sunt tendințele pentru avocatura de business. Carmen Elena Mitrana este un avocat de profil și este invitata noastră. Bună seara, Carmen! Mulțumesc tare mult! Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu la dumneavoastră în emisiune. O să discutăm multe elemente importante, în special pentru companii, cu privire la drepturi fiscale, faliment și, de ce nu, insolvență. Până atunci, profil profesional, cine este Carmen Elena Mitrana într-un minut, dincolo de business, dincolo de avocatură? Dincolo de avocatură. Wow. O întrebare extrem de dificilă, deși foarte simplă, este o întrebare extrem de dificilă. Sincer, nu am stat să mă analizez în oglinda realității, să spunem așa, însă sunt un om extrem de muncitor, sunt un avocat cu o experiență de 28 de ani. Sunt un om devotat în profesia mea, dar și în restul, să spunem, existenței mele. Sunt un om empatic și îmi place să dăruiesc, îmi place să mă bucur, dar alături de ceilalți și îmi place foarte mult să dăruiesc. Așa simt că întotdeauna din partea cealaltă vine ceva frumos, un lucru bun, o stare bună a lucrurilor. Și îmi place să mă bucur împreună cu ceilalți, să aduc veselie. Sunt un om deschis și, zic eu, aduc bucurie. Asta e important. Avocatura când apare în viața ta? Aș întreba când dispare din viața mea. Nu prea dispare. Contrar, să spunem așa, așteptărilor din partea celorlalți, chiar din partea clienților noștri, avocatura rămâne alături de noi cam tot timpul, fără să vrem. Chiar și dacă cineva ne dă un telefon, ne întreabă ceva, automat în minte ți se formează, să spunem, un profil al problematicii respective. Ce ar putea fi? Cum aș putea ajuta? Ce aș putea să sfătuiesc persoana respectivă. În majoritatea timpului, de fapt, avocatura, ce să facem, asta este, persistă în viața noastră. În acest moment vorbim despre un butic de avocatură, un butic pe care tu îl ai, îl reprezinți, cu mai multe servicii, corect? Da, corect. Ce tip de servicii? Ce tip de servicii? În primul rând, eu am fost specializată, așa am început, într-o specializare pe drept comercial și pe drept civil, evident, care dreptul civil stă la baza tuturor ramurilor de drept, unificat, să spunem așa, cu dreptul comercial. Și în ultimul timp, nu pot să nu menționez că deja am început învățând să trec și spre dreptul penal în latura, să spunem așa, economică a infracțiunilor. Întotdeauna m-a atras această zonă de, să spunem așa, de drept, să spunem, și al afacerilor, dar cu influență din penal. Ar trebui să facem o delimitare între drept fiscal și, eu știu, drept comercial atunci când vorbim despre dreptul afacerilor. Cu siguranță. Cu siguranță sunt două ramuri de drept distincte. Evident, dreptul fiscal este un drept public. Și, să spunem așa, are mai mult un caracter sancționator, reglementând anumite raporturi în ceea ce privește plata impozitelor, taxelor. Deci știm foarte bine că asta vizează în mod special, în timp ce dreptul comercial este un drept privat, da? Privește relațiile comerciale, interne, ale profesioniștilor, ale comercianților. Deci, bun, este o mare sunt multe distinție. Elemente și elemente de noutate în acest an cu privire la taxare, suprataxare și vom vedea exact care este cea mai importantă sau cea mai avantajoasă formă pentru o companie. SRL, PFA sau cum putem să colaborăm în 2024 pentru a fi la zi cu taxele, pentru a plăti impozitele către stat, dar în același timp să ne rămână și profit, că până la urmă un business despre asta este. Anul acesta și probabil că începând cu anul acesta, toate măsurile fiscale sunt din ce în ce mai exigente. Dacă aș fi întrebată ce ar fi mai potrivit din punctul meu de vedere
ce aș putea eu practic sfătui un client să își înființeze un PFA sau să își înființeze un SRL? Aici intervin diverse, să spunem așa, probleme. Sunt avantaje și dezavantaje. În primul rând, din punct de vedere fiscal, sunt avantaje. Și din alte puncte de vedere, al înființării, al costurilor de înființare, sunt, tot așa sunt avantaje și dezavantaje. În timp ce un PFA, practic, ar fi înființat, să spunem, mai ușor și ar necesita, să spunem așa, o problematică, documente mult mai simple față de o societate, un SRL, automat este impozitată într-un anume fel. Și știm foarte bine că din acest an este impozitată altfel cu 10% din veniturile nete. În privința unei societăți cu răspundere limitată, evident că acolo vorbim de o diferențiere dacă ai un angajat, dacă nu ai un angajat și se plătește un impozit diferențiat. Și totodată știm foarte bine că există și acest impozit pe dividende de 8%. Practic există avantaje și dezavantaje. Nu aș putea în acest moment să sfătuiesc decât în situația în care aș cunoaște foarte bine strategia, care este practic scopul clientului respectiv, ce și-ar dori practic să poate vrea să-și constituie o afacere mai mare. Și atunci automat aș discuta dintr-un alt punct de vedere și aș acorda evident consultanța respectivă. În altă ordine de idei, noi colaborăm și cu o societate, consilieri fiscali, întrucât este un domeniu extrem de, să spunem așa, de special, de tehnic și automat în orice fel de opinie pe care o acordăm unui client, solicităm și o opinie din punct de vedere fiscal. Este evident că legislația fiscală este modificată de la zi la zi. Este absolut înspăimântător, chiar și pentru consilierii fiscali, să constate de la zi la zi că intervin majorări și chiar contradictorii. Da, mă gândesc ce în mintea statului și cu privire la Ministerul Finanțelor, la ANAF, în momentul în care vin cu aceste schimbări de decizii, pentru că nu mai are nimeni predictibilitate și, în definitiv, toate aceste modificări nu fac decât să încurajeze evaziunea fiscală. Da, este un aspect... Chiar va fi încurajată, probabil, evaziunea fiscală. Cu toate acestea, aș ridica o problemă. Pe de o parte, considerăm noi că se încurajează evaziunea fiscală prin aceste metode. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că se insistă pe dispariția cash-ului. Atunci trebuie să ne gândim ce măsuri se iau pentru a stopa această evaziune fiscală, cu toate că nu acesta este substratul. Deci nu dispare cash-ul pentru a evita o evaziune fiscală a societăților. Nu, altul este substratul. Dar ne gândim că până la urmă toate aceste societăți, mici, mijlocii, pentru că aici discutăm, acestea sunt cele care întrețin până la urmă economia în acest moment. Da? Toate aceste societăți vor fi constrânse din ce în ce mai mult. Nici evaziune fiscală nu se va mai putea realiza. Totodată aș da un răspuns. Acum sunt diverse teorii cu privire la această evaziune. Noi înțelegem așa că legea 241 este o lege de prevenire și combatere a evaziunii fiscale. Ați văzut cumva la nivel de, să spunem așa, organe de fiscale sau să prevină cineva decât într-un mod sancționator? Știm foarte bine că în alte state se practică un alt fel de control. Se practică un control, se vine practic cu o, să spunem așa, o consultanță primară pentru firmele respective și solicitarea de a-și analiza situația și de a-și pune la punct, să spunem așa, întreagă documentație financiar-contabilă. Aceasta ar fi, să spunem, o dovadă de prevenție. Corect. La noi, în schimb, este o pândă permanentă, o pândă de a
prinde practic anumite societăți, nu contează, s-au înființat astăzi, peste foarte puțin timp deja primesc aceste controle, primesc și lucrez în acest domeniu. Lucrez foarte mult și îmi dau seama și în această fiscalitate, lucrând cu acești consilieri fiscali și aducându-ne aportul în diverse cauze, am început să înțeleg foarte bine acest mecanism. Știm foarte bine și cu antifrauda ce se întâmplă. Știm foarte bine cum merg toate aceste, să spunem așa, verificări ale documentațiilor și cum ajung să meargă tot pe o cale până la urmă penală. Deci, concluzionând, eu nu consider că această lege sau organele fiscale la noi ar veni cu un aport în prevenție și consider că numai într-o sancționare practică. Bun, sunt niște etape pe care statul din păcate nu le face și atunci pentru a nu fi sancționat un antreprenor sau o companie, să nu fie sancționată, apelează la multiple ajutoare, contabilul, consultantul fiscal sau chiar avocatul care l-a însoțit pe parcursul înființării companiei și nu doar. Cum sau ce rol are un avocat pentru a preveni evaziunea fiscală nevoită de antreprenor? Deci nu vorbim aici că omul în cauză vrea să facă evaziune, se poate trezi într-un astfel de punct fără să știe pentru că n-a semnat, n-a trimis, n-a încărcat anumite declarații fiscale. Exact. Ce rol are avocatul? Avocatul întotdeauna trebuie să vină practic să sfătuiască. Noi practic venim și explicăm care sunt, să spunem așa, potențialele riscuri. În momentul în care un client vine și aici aș face precizarea că există totuși o problemă la noi. Clienții nu întotdeauna spun exact care este situația. De multe ori anumiți clienți îți prezintă o situație ca și cum ar dori să fie situația respectivă. Să spunem, o îndulcesc. Da? Bun. În urma prezentării acestei situații, noi trebuie să vedem care sunt riscurile, ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva în privința unei posibile, să spunem așa, evaziuni, sau se poate îndrepta ceva în acest moment printr-o rectificare, printr-o suplimentare, printr-o, mă rog, tot ce găsim, anumite măsuri. Și noi ne dăm seama, la nivel de țară este foarte greu ca aceste întreprinderi mici și mijlocii să dispună de niște fonduri pentru a-și angaja avocați. Este foarte greu. La noi mai mult se merge pe o împrumutăm de la celălalt. Dacă există o societate care a avut, să spunem așa, are o cauză câștigată sau există această tendință de a folosi ceva din practica judiciară a celuilalt, din cauza celuilalt. În realitate nu este, fiecare situație, fiecare problemă la nivel de societate este cu tipologia sa. Prin urmare, ne dăm seama că este foarte greu să apelăm la avocați pentru a preveni în producerea unei evaziuni fiscale, în producerea oricărui, să spunem așa, oricărei deficiențe la nivel de fiscal. Și, totodată, noi considerăm că ar fi necesară o asistență permanentă chiar și chiar, o prezență a avocatului, în primul rând, în cadrul controalelor fiscale. Este foarte important să ai un jurist, nu neapărat un avocat, dar să ai un jurist care deține aceste informații, specializat cât de cât în fiscal, în drept fiscal, să poată să participe la fiecare control pe care societatea l-ar avea. Bun, pentru că avem un expert aici, un avocat cu experiență foarte bună pe această direcție. Aș vrea să mergem acum către alte provocări pentru o companie. Sigur că am adus în atenția telespectatorilor noutățile legate de taxe și impozite. Insolvența unei companii, o cumpănă pentru acea companie, poate fi un moment dezastros care duce la închiderea companiei sau, din contră, se poate salva această firmă? Iarăși, fiind practician în insolvență, pot să spun că întotdeauna mi-a plăcut să lucrez, de fapt, de cealaltă baricadă, fiind avocat. Da, este foarte bine, pentru că există posibilitatea unei completări. Nu neapărat întotdeauna o societate trebuie să meargă către un faliment. Falimentul fiind, știm foarte bine, fiind ultima etapă și urmată radiere. Nu. Noi am mers, în cadrul biroului, am mers întotdeauna pe o prevenție. Chiar și la nivel, să spunem așa, procedural am mers
de pildă pe concordat preventiv, încercând să punem totuși, să punem bazele, să spunem așa, unei refaceri a societății respective. Știm foarte bine că ajung societățile în această situație fiind împovărate de taxe, împovărate de dobânzi, cele care sunt cu credite bancare, sunt împovărate la un moment dat. Și automat toate drepturile salariale crescând foarte mult, aceste taxe, aceste impozite, este normal. Și vedem care este rezultatul în acest moment și la nivelul de 2023, se menține numărul societăților intrate în insolvență și chiar depășește cu puțin și de ce să nu ne gândim că și 2024 a bătut la ușă cu alte probleme fiscale și cu alte impozite și alte taxe. Ține minte că premierul a spus că nu se va întâmpla nimic la nivel de taxe și impozite anul acesta și iată că sunt iar societățile și nu numai societățile sunt împovărate și persoanele fizice și sunt din ce în ce mai împovărate. Care este datoria pentru care un creditor îmi poate deschide mie procedura de insolvență? Datoria este de 50.000 de lei. Iar în cazul, să spunem, dacă ar exista, să spunem, salariați care și-ar solicita drepturile salariale și automat ar iniția această procedură de insolvență, evident, ar merge pe o sumă egală cu 6 salarii medii. Prin urmare, medii pe economie, evident. Prin urmare, există posibilitatea de a se iniția această procedură atât din partea creditorilor, cât și din partea debitorului însuși, dar mai ales și din partea acestor salariați care, evident, ar trebui până la urmă, în situația în care nu există resurse la nivel de societate, averea debitorului nu ar exista. Cunoaștem foarte bine acest aspect, se ascund de regulă foarte multe bunuri, mă rog, și fonduri, să apeleze și la fondul de garantare, pentru, cel puțin pentru obținerea unei despăgubiri echivalente cu 3 salarii. O să revenim pe larg la procesul insolvenței și apoi mergem la faliment, dar pentru că avem o primă campanie denumită Sprijinim economia României prin consumul de bunuri și servicii fabricate la noi în țară, te întreb dacă și tu ești adept acestei campanii, dacă cumperi din România consum servicii locale. Un da hotărât. Cât pot de mult fac și eu acest lucru, chiar și la nivel individual sprijin această campanie. Merg prin piețe, oriunde caut. Am intrat în ultima perioadă, nu voi menționa, într-un hipermarket și apoi chiar și într-un supermarket și am căutat, mă rog, anumite legume. Nu am găsit sub nicio formă, toate numai din anumite țări. Am preferat să ies și să nu cumpăr, pentru că îmi dau seama ce există pentru producători. Trebuia să gândim de mult acest aspect. Pun o întrebare pertinentă. Ce s-a întâmplat cu guvernul până în acest moment? Pentru că această campanie trebuia să existe de foarte mult timp. Și dăm exemplu. Ne uităm puțin, să spunem așa, peste gardul altor țări, da? În gospodăriile altor țări, la nivel de Franța, la nivel de Germania, la nivel de Statele Unite, care își promovează intens propriile produse. Oare de ce noi nu ne gândim că ar trebui să privim în gospodăriile bunicilor noștri, în gospodăriile proprii până la urmă? Cred că foarte mulți dintre noi avem, să spunem așa, o bucată de teren și acolo ar trebui să ne gândim pământul întotdeauna. Există o voce a pământului. Pământul acela trebuie îmbogățit, pământul acela trebuie valorificat și trebuie să ne gândim, exact cum mergem la munte, ar trebui să ne gândim că acei oameni care muncesc, că muncesc foarte mulți oameni, într-adevăr organizați, poate vorbim de agricultori, dar există și gospodăriile care vin bătrânicile acelea în piață și vin cu... Eu întotdeauna urmăresc anumite aspecte să văd dacă omul ăla este muncit, dacă a muncit cu mâinile și ți se strânge sufletul așa când vezi că vine și vinde ceva și încearcă să păstreze de fapt o tradiție, o practică, să vină și să vândă un bun, mă rog, o marfă românească. Românească. Te felicit, Carmen, pentru această idee și această inițiativă, această acțiune a ta de a susține economia și pentru că am răspunsul tău. Îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de sprijinire a economiei locale și revenim aici cu partea a doua emisiunii. Lucrăm cu români,
cu familii române. Avem o firmă 100% cu acționariat și cu conducere românească și cu brandul românești. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în businessul de modă. Cred că e momentul, în al 12-lea ceas măcar, să începem să construim companii românești puternice care să le concureze și să uităm la un moment dat să nu mai vorbim despre multinaționale. În primul rând, plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Suntem astăzi o organizație matură și suntem extrem, extrem de încrezători în viitor, deoarece activitatea companiei noastre are legătură cu ceea ce înseamnă dezvoltarea umanității în perioada următoare. Am căutat variante și avem și furnizori alternativi și în România. Am vrea să mutăm totul aici. Atât timp cât generezi, normal că și câștigurile sunt pe măsura ceea ce generezi. Am revenit, suntem în continuare la Business la Superlativ și vă reamintesc faptul că ne puteți vedea în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online, pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live. Despre economia României discutăm în continuare, însă vedem exact ce se întâmplă cu societățile care au parte de provocări. Carmen, Elena, Mitrana în continuare alături de noi. Cât durează procesul insolvenței? Procesul insolvenței poate dura, în primul rând, în funcție și de procedura adoptată. În primul rând, dacă o societate nu dispune de resurse și nu există, poate să spunem așa, mulți creditori și se dovedește prin urmare că nu a existat și o culpă în gestionarea, să spunem, a afacerii, automat se reduce și se poate aplica procedura simplificată. Nu voi putea totuși detalia toate condițiile, însă în mare acestea sunt. Neexistența unor resurse care, să spunem așa, să ducă spre o procedură generală. În cel de-al doilea caz, procedura practic de insolvență, procedura generală, implică o perioadă îndelungată. Poate, să spunem, în situația în care există un plan de reorganizare, acesta ar fi pe o perioadă de 3 ani și cu posibilitate de prelungire. Prin urmare, automat ar merge peste această perioadă de 3 ani. Deci durează și până la 10 ani. Wow! Da. Deci noi dispunem în acest moment, suntem firma în cauză. Poate desfășura activitatea pe acest dacă parcurs? Există o reorganizare, da, dacă există un plan de reorganizare și începe să-și achite anumite datorii în funcție de planul de reorganizare, își poate desfășura activitatea. Evident, se pun foarte multe condiții. Dacă administratorul își mai păstrează acest drept de administrare, dacă este numit un administrator special și, sau dacă administrarea este deja preluată de către administratorul judiciar. Evident, toate se întâmplă cu supravegherea atentă a administratorului judiciar. Foarte scurt mă interesează, până la pauza pe care o vom lua, să-mi spui ce se întâmplă cu încasele. Deci firma este în insolvență, în continuare își desfășoară activitatea, toți banii care intră în companie, mă raportez aici la încasă, nu neapărat la venituri, nu mai merg către salariile angajaților, de pildă, ci merg la creditori, adică merg direct către datorii? Nu, aici se formează un plan de reorganizare, însă salariaților li se asigură drepturile salariare în perioada aceasta. Deci, numai în situația în care să spunem că ar merge spre procedura de faliment, atunci s-ar pune problema renunțării la acești salariați, li s-ar oferi anumite măsuri, să spunem așa, de ajutor, de chiar de, să spunem așa, reconversie profesională, dar numai în situația în care se ajunge la faliment. În această perioadă, drepturile salariale trebuie achitate și salariații pot merge în continuare. Depinde totodată și în, să spunem așa, într-o propunere de intrare într-o procedură de insolvență, de foarte multe ori societățile și societăți mari se gândesc și la o restructurare din punct de vedere al personalului și atunci automat trebuie să existe totuși o motivare în acest sens. Dacă faci o restructurare, de ce și, mă rog, cu toate condițiile ce trebuie îndeplinite. În caz contrar, deci pentru situația menționată
menționat anterior, trebuie să le achizi drepturile salariale. Vorbeam puțin despre ce se întâmplă cu salariații. Dincolo de faptul că își primesc în continuare beneficiile salariale în perioada insolvenței, resimt o presiune în companie sau, nu știu, semne de întrebare, pericolul că ar putea să-și piardă locul de muncă în curând? Întotdeauna există această tensiune, să spunem, în companii și este evident că la nivel de personal, de angajați, există foarte multe îndoieli. Exact cum ai menționat, există multe îndoieli dacă o să mai meargă societatea, dacă o să se mai asigure în continuare un loc de muncă, dar ne pune totodată întrebarea unde nu există totuși aceste îndoieli vis-a-vis de locurile de muncă la societățile private. Da, există îndoieli și totodată noi sperăm ca fiecare societate care ajunge în această, noi cel puțin așa sfătuim, în momentul în care o societate ajunge în această situație, să încerce să oarecum să facă și o recalificare sau folosirea anumitor persoane și în alte locuri de muncă, să preia anumite sarcini, chiar dacă vrei să restructurezi, să încerci să folosești totuși personalul. E greu să pierzi angajați care deja sunt formați la locul de muncă, în calificarea respectivă, să-i pierzi. Să încerci totuși să faci o recalificare, o restructurare pentru a păstra totuși angajații. Este un moment foarte dificil. Noi discutăm, să zicem așa, din punct de vedere teoretic, dar acolo unde se întâmplă această situație, lucrurile nu stau deloc. Și să ne gândim la societățile cu impact economic, societățile mari. Sunt probleme foarte mari, sunt probleme... Nu știi ce se va întâmpla, nu știi dacă încep proteste, nu știi dacă încep greve. Este foarte dificil în momentul acela. Foarte mulți angajați nu-și mai pot asigura. Este suficient câteva luni de zile, 2-3 luni de zile, să nu poți să poți să remunerezi un angajat. Un angajat. Complicat. Vorbesc în general un angajat. Uh-huh. Și aici ajungem, pentru că ai adus în discuție companii cu un impact în economie. Ce se întâmplă când acest proces sau când insolvența lovește în aceste companii, unde vorbim despre sute mii de angajați? E complicat să plătești mii de salarii. Un dezechilibru foarte mare. Un dezechilibru foarte mare care, exact ce spuneam, determină ca un tăvăluc până la urmă cuprinde. Să ne gândim că sunt foarte multe societăți, exact ce vorbeam la început. Sunt peste 1600 la nivelul 2023. Vorbim de un număr de peste 1600 de societăți, de companii care au intrat cu impact economic, care au intrat în proceduri de insolvență. Sunt societăți care, mă rog să spunem așa, și cu capital mix, capital de stat, și care reușesc să iasă, pentru că aici întotdeauna condițiile sunt mult mai avantajoase și eu am cauze de genul acesta, am clienți de genul acesta care au reușit totuși să iasă din această, să spunem, din această procedură de insolvență. Dar vorbim de altceva, vorbim de alte ajutoare ale guvernului față de aceste societăți și sunt într-adevăr cu un impact foarte mare. Vorbim de societăți de energie, vorbim de societăți care odată ce ai întrerupt o asemenea societate și ai pus, să spunem așa, ai pus în pericol segmentul acesta al angajaților, există riscuri foarte mari și pierderi foarte mari totodată. E foarte greu un om calificat în această perioadă și aici m-aș gândi ce facem. Vedem că nu mai sunt oameni calificați, nu mai vrea nimeni să mai muncească în anumite domenii. Ce faci dacă eliberezi din, să spunem așa, din funcțiile respective, din posturile respective, eliberezi angajați? Pot merge acești angajați în șomaj în contextul insolvenței sau în contextul falimentului sau în niciun context? În contextul insolvenței că nu este de preferat să, este de preferat să mergi mai departe cât se poate să fie angajat. Până în momentul în care acest lucru nu este stabilit, este stabilit doar de către angajator, cât poate să țină
acești angajați. Evident că se poate merge la un moment dat când deja se merge spre procedura falimentului. Este evident că se va ajunge și la acest la șomaj, să spunem. Însă este de preferat să se reziste în această procedură, să spunem așa, de reorganizare. Eu foarte mult insist pe această procedură de reorganizare și chiar am avut rezultate foarte bune. Tot așa văzând din partea cealaltă, de fapt, din punct de vedere al avocatului. Pentru că avocatul ce face? Găsește soluții, apără, încearcă să vină cu o soluție. Noi, prin natura, prin formațiunea noastră, noi suntem, venim ca mediatori, conciliatori. Cel puțin mie îmi place să cred că asta încerc chiar și în alte cauze. Și o luptă între avocatul creditorului și avocatul debitorului, pentru că mă gândesc că fiecare are un avocat. Întotdeauna există, dar depinde foarte mult și de situația în care se află. Depinde foarte mult și de culpa care se poate, totuși, până la urmă, se poate constata. Dar există întotdeauna o luptă. Pe acest teren fiecare vine cu dreptatea lui, fiecare vine cu argumentele juridice și de altă natură, și subiective și obiective. Însă, un lucru care l-aș sancționa, sau mai degrabă l-aș menționa în acest moment, dar ar trebui puțin să fie sancționat, foarte mult se insistă pe drepturile debitorului. Creditorii au o mare problemă în această procedură de insolvență. Să nu avem impresia că dacă suntem creditori, deja drepturile sunt ale noastre, este deschisă o plajă largă, vom avea din ce să ne, practic să ne recuperăm creanța. Nu, sunt probleme foarte mari la nivelul societăților creditoare pentru a-și recupera creanțele. Important acum să ajungem la faliment, să nu ajungem la faliment, dar ajungem în discuție cu falimentul. Și e foarte important să vedem dacă există un pas sau un proces intermediar între procedura de insolvență și cea de faliment. Falimentul e deja închiderea companiei. Da. Tot acest proces despre care vorbeam, excluzând această procedură simplificată care se ajunge foarte rapid, dar pe procedura aceasta generală, în privința acestui proces de reorganizare, de realizarea acestui plan, toate rapoartele care trebuie făcute lunar de către administratul judiciar pentru a supraveghea și pentru a releva în fața instanței care sunt cheltuielile, care sunt, să spunem, care este stadiul practic în evoluția acestei societăți din punct de vedere al refacerii activității. Toate acestea, de fapt, înseamnă, să spunem, perioada intermediară până la ajungerea la faliment. Evident, cu evaluarea activului, pasivului, cu evaluarea bunurilor aflate în patrimoniul, în averea debitorului, cu evaluarea practică a întreprinderii, afacerii în sine, dacă merită să mergi mai departe, dacă nu merită să mergi mai departe cu această afacere, sunt foarte multe. Practic se stabilește și la nivel de să spunem așa, de comitet al creditorilor, se evaluează aceste situații și dacă se pot rezolva aceste situații. Este un întreg proces care consider eu că acesta este procesul, de fapt, intermediar. Mă gândesc acum dacă există un colac de salvare în acest proces intermediar, în sensul în care ne spuneai despre companii importante care, sigur, au intrat în insolvență, cu mii de angajați, cu reputație, cu cifre de afaceri anterioare, pe durata de două decenii, de ce nu, și vine cineva și achiziționează acea companie și o scapă de faliment, se poate? Da, exact la acest lucru mă gândeam și eu. Și este cunoscută această practică, deci și noi am asigurat, să spunem așa, due diligence în situații de genul acesta. Da, se poate, pentru că, în primul rând, să ne gândim că tot ceea ce, deci, în momentul în care se intră într-o procedură de insolvență, automat toate costurile sunt reduse, da? Și evaluările sunt făcute după un alt, cum să spunem așa, după un alt plafon, da? Și atunci, automat, există această posibilitate de așezare la masa negocierilor și de a achiziționa, să spunem, o afacere sau chiar active, depinde fiecare la ce nivel ajungem, la alte costuri, la alte prețuri. Da, este pentru o societate care poate veni și prelua o astfel de afacere, este totuși un lucru foarte bun.
dacă acționăm responsabil, evităm aceste probleme, deși timpurile și factorii socioeconomici, global, de ce nu, ne pot împiedica de la a fi, să avea succes cu compania în cauză, de ce nu. Mai avem o campanie denumită Responsabilitatea Socială în Afaceri și te întreb cum ajută activitatea ta profesională societatea românească. Da, da. Eu zic că prin toate informațiile, prin toate informațiile pe care eu le ofer, noi, vorbind ca și birou și eu ca și avocat, pas cu pas noi transmitem, pas cu pas noi facem cunoscute anumite informații, anumite, să spunem, și sfaturi juridice și noi ajutăm pas cu pas. Mă rog, aceasta considerăm noi că în acest moment este o responsabilizare față de societate. Deci trebuie să asigurăm o educație, în primul rând, și la nivel de ce v-aș putea menționa în acest moment este ce fac eu. Ce încerc eu să fac? În primul rând, fac niște lucruri și un voluntariat, și o educație în școli. Pur și simplu, la săptămâna altfel, am mers și am discutat cu copiii, exact, să spunem așa, în calitatea mea de avocat. Am primit întrebări, i-am întrebat ce și-ar dori. Exact din punct de vedere, am discutat și pe alte, să spunem, probleme, și pe droguri, și pe bullying, și pe alte. Mă rog, sunt diverse situații. Însă toate acestea merg spre o educare a copiii, a tineretului, că până la urmă ei trebuie să constituie și constituie baza pentru viitor. Și atunci trebuie să le insufli totuși o dorință de a ști. Erau, precum, să spunem așa, niște bureței. Voiau să afle foarte multe informații. Dar ce se întâmplă? Că mama spune că are mult de plătit. Deci veneau cu tot felul de întrebări. Dar ce facem? Mai putem să mai avem nu știu ce, vacanță sau dacă, păi dumneavoastră, ce spune? Și așa i-am angrenat în discuții, mă rog, două clase au fost și mi-a făcut o deosebită plăcere să discut cu ei, să văd cum gândesc ei în acest moment și ce aș putea să le insuflu eu. De asemenea, prin faptul că eu întotdeauna am fost un avocat îndrumător, coordonator, să spunem așa, pentru stagiar, deci mi-a făcut o deosebită plăcere să pot să învăț și lucrurile acestea îl fac și în alte, și în alte medii. Mai mult, acord și asistență juridică și nu este, n-aș vrea să, mă rog, este totuși o altfel de emisiune, dar acord și gratuit. Îmi place să știu că sunt anumite categorii de oameni care au nevoie undeva, au nevoie și cred că ar trebui să facem mulți dintre noi. Foarte mulți important. În această. Da. Te felicit pentru aceste activități. Practic, mulțumesc, e responsabilitate frumos. Față de societate în ansamblu și societate. Față de o societate comercială, dacă tot exact. Despre asta am vorbit. Pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de responsabilitate socială în afaceri și revenim aici cu partea a doua emisiune. Dacă tu ai avut o viață împlinită și dacă tu faci bani și business-ul tău face bani, ești obligat social cumva să dai înapoi și societății de unde ai plecat și unde te-ai format. Eu m-am dus spre copii. N-ai cum să nu reacționezi, n-ai cum să nu dai societății ceva înapoi. Eu întotdeauna pornesc la ideea că orice lucru pe care îl facem bine astăzi, putem să facem mai bine mâine. Am avut întotdeauna mici proiecte de susținere a copiilor cu dizabilități. M-am gândit ce anume putem să facem în așa fel încât să rezolv propria mea problemă, a structurii mele și a colaboratorilor pe care, la rândul meu, fără să vreau, i-am încurcat. Ar trebui să investească un pic mai mult în ce înseamnă sănătate, prevenția și sănătatea copiilor. Sunt lucruri foarte simplu de făcut, da, necesită într-adevăr o investiție. Trebuie să rămâi în permanență, să fii echilibrat, să știi întotdeauna că decizia pe care ai luat-o să duci la capăt. Părerea mea personală este că chiar dacă e greșită, dar trebuie să mergi până la capăt și chiar dacă îți dai seama că poate a fost greșită, să și recunoști.
în continuare la Business la Superlativ, pentru că am văzut ce înseamnă provocările pentru o companie de succes din România. Mergem acum către multiplicarea succesului și anume internaționalizarea afacerii, practic ieșirea pe o altă piață. Carmen Elena Mitrana cu noi în continuare. Vorbim despre internaționalizarea afacerii și te-aș întreba ce presupune acest concept dacă mergem pe două direcții. Pe de o parte, avem o companie, o rețea de cafenele dezvoltată în România, care se extinde și pe altă piață. Are un regim de franciză. Cum face cu franciza respectivă? Cu ce diferă termenii de deschiderea unei companii într-o altă țară? Vorbim despre doi avocați care asistă acest proces. În momentul în care avem această situație despre care, pe care mi-ai prezentat-o, automat noi luăm legătura cu un avocat, un omolog din țara respectivă și care la rândul lui ne pune la dispoziție un consultant fiscal, un contabil și tot în, să spunem așa, tot în limitele unui due diligence pentru... Și automat discutând, noi nu avem de unde să cunoaștem chiar foarte bine legislația țării respective și aceasta implică tot așa diverse capcane și este necesar să cunoaștem, în funcție de doleanțele clientului nostru, este necesar să obținem toate aceste informații. Abia ulterior putem să ne așezăm la masă, după ce noi practic evaluăm întreaga situație și legislația și ce riscuri ar putea să implice afacerea respectivă, atunci discutăm și decidem împreună cu clientul nostru. Trebuie, înainte de toate, trebuie să cunoaștem scopul acestei afaceri, strategia pe care și-ar dori să o impună în țara respectivă. Automat se fac acte, se fac contracte prin care este foarte clar că în ceea ce privește țara noastră se va impune o perioadă de un an în care se va efectua o verificare și cred că și în alte țări. Ca să ți se oferă această franciză, automat tu trebuie să îndeplinești niște condiții, trebuie în primul rând să faci niște dovezi că tu ai putea să îndeplinești niște condiții, să respecti aceste reguli ale proprietarului. Considerăm noi că este necesar totuși să menții această legătură cu un avocat din țara respectivă, pentru că nu le cunoaștem. Exact cum spuneam, nu le cunoaștem pe toate. Taxele se raportează în țara în care am deschis franciza. Cu siguranță. Franciza. Da, cu siguranță. Și din acest punct de vedere, pentru asta și spuneam că luăm legătura și cu un consilier fiscal și exact facem o strategie, un plan de afacere al clientului nostru. Îl prezentăm și din acel moment, practic ne ocupăm, cele două birouri ne ocupăm de clientul din țara noastră. E important și mă gândesc că fiecare antreprenor își face cumva cercetarea de piață, pentru că taxele pot fi mai mari sau mai mici într-o altă țară. Procesul de deschidere pentru o companie poate fi mai lung sau mai scurt față de România și așa mai departe. Sincer, da. Dacă tot am ajuns la durata, să spunem, unui proces, birocrația la noi este excesivă. În majoritatea țărilor, să spunem așa, din Europa, nu este un proces de lungă durată. Poate să spunem, este această perioadă de due diligence să fie mai mare, dar în schimb procesul de înființare sau de... Nu, este mult mai rapid în comparație cu țara noastră. Avem un al doilea caz pentru internaționalizarea afacerii. Pe de o parte am licența mea și îmi deschid companie și în altă țară. Pe de altă parte vând licența mea unui antreprenor din Slovacia. Diferă acest proces dintre avocat și în general procesul de business? Adică pe de o parte dacă merg cu licența și îmi deschid, pe de altă parte dacă vând licența unui proprietar din altă țară. Dacă vând licența și îmi deschid, deci dacă vând licența unui alt antreprenor din altă țară, deci nu e tot în compania mea de rețea. Da, este aceeași situație practică invers. Întotdeauna, deci compania ce se va înființa este, deci activitatea practic este reglementată conform normelor legislative din țara respectivă. În situația în care eu vând o licență, automat se preiau aceleași condiții cum și eu aș cumpăra o licență de la altcineva în baza contractului de licență și cu condițiile respective, cesiunea aceea sau transmiterea. Deci, întotdeauna, în primul rând, din punct de vedere legislativ, noi vom urma
legea țării în care tu îți desfășori activitatea. Deci, asta este important. Ajungem ușor, ușor la concluziile acestei emisiuni și te-aș întreba când simte un avocat că devine și antreprenor. În momentul în care își dezvoltă, în primul rând, își dezvoltă activitatea, eu aș numi o activitate, să spunem așa, că, mă rog, profesia noastră este un pic mai delicată, mai specială. În momentul în care ai angajați, în momentul în care trebuie să te extinzi, în momentul în care, atunci consider eu că deja ai o afacere. Când răspunzi din punct de vedere fiscal, bine, răspunde, să spunem, din punct de vedere fiscal și dacă am fi avocați, persoane fizice autorizate. Eu am avut cariera mea, în experiența mea, eu am fost așa fondator al unei societăți înainte de a avea acest birou, cum delicat și elegant îi spun eu, butic. Eu am avut societate, am fost fondator al societății, tot așa, societate profesională și știu ce înseamnă și, să spunem așa, o activitate mult mai extinsă și implicații mult mai mari din toate punctele de vedere. Am ales ulterior să intru și să-mi fac această activitate, să spunem, să-mi restrâng această activitate sub forma unui birou butic mai elegant, mai drăguț și mai pentru o doamnă avocat. Și chiar o ultimă întrebare, pentru că mai avem un minut jumătate, te întreb ce înseamnă pentru tine conceptul de business la superlativ? O performanță deosebită. Să fii devotat clienților, să poți să ai rezultate extraordinar de bune, din punct de vedere deontologic să-ți respecti clienții și profesia, în primul rând, să te respecti pe tine ca și avocat, având în vedere că este o profesie de înaltă noblețe, cum îi spun eu, și consider în continuare că această profesie este o profesie nobilă. Și care ajută economia în ansamblu și alți antreprenori. Ajută, cu siguranță, ajută economia în ansamblu. Dacă ne uităm, ne-am gândit așa, păi, cum să ajute economia în ansamblu? Avocații vor totuși să obțină venituri pentru ei. Noi cunoaștem aceste, să spunem așa, aceste expresii despre noi. Dar nu este așa. Avocatul pune zi de zi pune ceva la baza acestei economii. Prin îndrumări, prin absolut activitatea sa. Carmen, Elena Mitrana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Business la Superlativ și te mai așteptăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20 aici la 7 TV, dar la emisiunea La Zi. Să aveți o seară excelentă! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.